Salut, Adwitz, și bine am găsit la un nou video clip acest canal. Astăzi sunteți la un nou joc, Clone Drone in the Danger Zone. Și jocul ăsta e un pic cam pătrățos, cum se vede. Și e destul de funny. O să vă explic parcurs pentru cei care nu știu jocul, dar sunt că știți, e destul de popular. Bine, nu destul de popular, dar n-aveți cum să nu știți, e destul de greu. Și pentru cei care nu știu, o să vă pe parcurs și jucăm. Dar dacă vă place, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem multe, multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și dacă tot vă abonați, apăsați pe clopoțelul ăla ca să fiți activi pe canal pentru ce postez eu. Aici avem mai multe dificultăți la play, single player, și avem aici Twitch mode, challenges, endless mode și story mode. Story mode povestea, desigur, normal. Endless mode e un fel de ranking, care vă să vedeți imediat, în caz că nu știți. Și challenges și Twitch mode, care este online. Challenges. Aici, challenges, avem două challenge-uri care, pe care le-am completat. Și altele care urmează, completăm după ce termină story. Va fi gen un episod un challenge sau un episod un chapter. Adică să înceapă 4 chapter. Continue. Da, nu mai dacă continue. Dar restart. Bun. Delmar Gibson. Ne cheamă Delmar Gibson. Ne ocupam cu dog trainer și avem 40 de ani și îmi place culoarea ocean, adică gen albastru. Ok, este interesant. E pe nivel. Primul nivel e testa asta. Opa, hai să ne bată. Cam, dă-i mine, dă-i mine. Aia zic, am văzut palma și poate te bat. Bun, ăsta e primul nivel. Foarte, foarte easy. Ok, motorul. Asta este upgrade boot-ul. Și aici sunt trofeele alea de la challenge, care vă ziceam eu. Deci avem 46 de ani, îi cheamă Delmar Gibson. Dog trainer am fost înainte să fim... trebuie să explic povestea, că uitat, am luat așa cu totul. Practic, noi suntem un om, dar un om, cum să zic eu, furat de o extraterestre, pentru că sunt extraterestri robot. Extraterestri. Scuzați-mă, și practic sufletul nostru sau mintea noastră este pusă în acest robot și pus să se lupte pe nivele gen. Bun, acesta este upgrade pod-ul, foarte nu sunt de astfel, și deci avem niște upgrade-uri la 7 la număr, avem una deja pusă și așa, sabie de foc 2, bloc projectiles 2 și 3. Avem energie, para asta e o energie și dacă luăm asta o să avem 2 energie, cum scrie și acolo. Chestia asta o să avem, o să se încarce energia, se încarcă după ce o folosim, să zicem, la arc și arc de bun. Se încarcă 50% ușor așa, gen, mai repede. 100% care se încarce foarte rapid și flame, ăsta nu știu ce face, trebuie să trână Inferno Challenge ca să descoperim. Avem kick-ul care dăm cu piciorul. Chestia asta care cred că îi ducem în sus, l-am folosit niciodată, ever. Avem extra life și mai avem și apoi aceea, key target in the... ok, dăm cu șute, să zic așa, și împingem în ceilalți, să zicem. Avem jetpack, avem jetpack 2, gen mai, da, 25% mai fast, mai rapid. Și avem aceea flame arrows împreună cu bow, fire arrows. Astea te blochezi doar dacă faci challenge-ul cu arc, o să arăt imediat, și aceea se mărește săgeata. Arrows wide, adică gen în lățime, se mărește cu 200% și pe aia cu 300%. Aim time atunci când avem aim-ul la arc și apăsăm click dreapta, se mișcă plus la 1 și e foarte bun. Ba chiar 2 e foarte bun. Bun, și acum hai să vă arăt ăsta, vă mai am. Ăsta este. Bun, și acum avem doar un punct de upgrade, să zic așa. Și să fiți sincer, o să începem cu sabie de foc. Bun, și vedem acum că ne-am schimbat sabia, acum avem o sabie de foc. Și aici puteți să vedem nivelul următor. Avem 3 swordmen. Hai să vedem ce putem să facem. M-am jucat destul de mult jocul ăsta, așa că nu cred că să mă moară ăștia. Adică e destul de greu să fie omor de ăștia. Cam, da. Dar o să vedeți că pe nivel ce trece se devine mult mai greu. Așa că, ok, avem AK și astea acolo sus, ei sunt comentatori, zic așa, o să avem nevoie de block project ca să blocăm săgețile.
Este în comentarii să vedeți mai dat sunt de fai jocul și... Da, ok, avem arcașul în dreapta, 2 și 3 arcașul ăsta. Uite acolo sus, cum ați dorit comentatorii. Bun. Acum noi dacă stăm așa, bam, blocăm săgeata. Vedeți? Bam, și s-au singel. E foarte bună. Doar că nu mereu să duce unii, adică eu dacă stau așa, vezi cum s-a dus singel, se duce random, adică doar blochează, zice așa. Dar în timp ce ne luăm upgrade-uri la projectil 1, 2, 3, săgeata se duce mai, nu știu, mai dă să se ducă mai spre ei, pentru de aia să vede chestia asta așa. Bun, da, da, orice te poate ucide, orice. Ok, ok, hai să luăm bloc projectil 2. Ca să fim apărat și pe la spate, gen dacă nu trage la spate, nu o să se uop. Să nu fie apărat. Și... ia, hai să vedem. Bun. Ok. Oh, când cădem așa și gen apăsăm un click, gen nu așa, nici în dreapta. Normal așa. Așa. Și în cădere nu putem să mișcăm mouse-ul deloc, putem să mișcăm doar după W să dă. E o mișcare în caz că cazi drept și vrei să-l iei pe ăla. De, sigur. Destul de bună. Puteți să mișcăm doar le săgeți. Am. Aia în fine. Bun, nivelul 5. Destul de rapid. Ok, aici că ceva nu știu. Bun. Bow. Asta nu. Hai să nu-mi bow. Bău. Bun, și pe 2 de selectăm arcul sau pe Q. Uuu, bun coci! Tamai nava. Opa. Hai, că s-a tremurat toată planeta. Și este regele. Ok. Nu vreți să ne omorâm. Soon our fleet will arrive at the closest human outpost. Okay. Let us watch. Fast extermine omenirea. Dar să-i capturez pe toți. Ne dă Spider-Tron 5000. Damn, ce e asta? Man. What is that? Cum îl omor? Vă spun că îi dăm unul pe la acolo. Muzica lumea. Oh, la nivel. Bun. Am odis în dura asta. Trebuie să așteptăm să ne secanțe energia, băiți. Am luat 2? Na, nu mai avea mult. Oh, double kill. Nice, nice, nice. A fost un zbura. Adevărat, a fost omort. A shame. Ok. Bun. Hai să luăm Flame Arrows. E destul de bun. Ok, avem un gate. Nu ne arată cam ce, dar eu știu ce. Vedeți-mă că ia 8 ore când încerc să filmez și... na, e destul de... Mor de fier dată, e destul de greu. Bun, ăștia sunt mai buni. Dar nu mai avem energie, că am dat 2. Am la 2? Ok, am la 2. Și acum... mai luăm încă unul și să ne batem și cu ăsta. Uuuu, mort. Am dat direct la cap. Ia. Dai, mori. Mori tu, băi. Uuuu, ia uzi. Uuuu, ok. Trebuie energie pentru o săgeți. Ok, avem... mamă, dui! Oh, come on, ok. Ok, va fi destul de greu. Ha, să vedem. Dacă unul e puternic. Da, doi. Ok, am urat unul. Tu să ne ferim de bilele astea lui, că mi se pare că ne împing. Ok, i-am tăiat o mână.
Da. Ma vino qua. Muori. Muore. No, basta, muore. Muori. Bine. Bun, ce mai rămas ăștia? Ăștia doi n-au picioare. Oh, ia să ne-o luăm. Haide, trage, trage, trage. Ok, unde sunt bune ăștia? Dar îi luăm, uite așa. Să fie la fel. Oh, ce ai făcut, groț? Dacă trag în ăștia? Pe apoi! De asta zici și eu. Ia nu zic nimic. Not today, ha? Nu azi, ha? Nu azi, bine, bine. N-are tu prou, da. N-are tu prou. Să da cum e. Ok, next. Să luăm să fim mai largi. Să dea ta. Ia uite. Pare mai mare. Este, este mai mare. Hai să vedem. Oh. Știi că ăștia sunt arcași profesioniști sau ceva, oricum. Ok. Hai mai să-i batem. Vă cu tău, vreau parcă mea. Băi, dupte mă ce a trecut. Ah. Ok. A, zis că să vină partea. Hai mă, gata. Gata, bere. Păi, cât rezistă ăsta? Păi, cât rezistă? Ia mă sfidează. Mă sfidează, băieți. Mă, na, e și azi ratangiu. Ne, ți-am făcut freză. Stai că fără să-i dau una, nu pot. Ne, mai zici ceva? Behold! Pută-te, drept! Hai să vedem cât a filmat. Am filmat 13 minute. That's really nice. Ok, nimic, mă? Nu era așa, mă, nimic. Sword robots. Hai să vedem aim time. Aim time este foarte bun. Dați. Opa, se mișcă tot un slow motion. No. Ok. Barea promisător. Hai să vedem. Mamă, cât sunt. Ok. Mă, ce sare ăștia. Ei. Mai incredibil. Amo. Ne. Că te-am prăjit. Bun. Very nice, very, very nice. Ok. Băiți, hai să... Hai să am o viață extra, nu vreau să pierd aici. Ok. Și mai avem o viață fix identică. Ok, come on, hai. Oh. Ok, ok, hai să duc.
What? Who can actually fight. What the? Lucky day. I'm lucky going day. To help you escape. In a few moments, the garbage doors will open. When okay. They do, I'm going to lower the force field, and you're going to run through them. Oh. Opa. Ready? Opa, what is that? Who is that there? Why? Kata, kata. Entrata, entrata, entrata. Okay, okay. I am detecting a security breach. The human is escaping. Foolish human. There is no escape from the arena. Security robots. Eliminate by human. Okay. The security forces are assembling. The human stands no chance. Oh, damn. This was its plan all along. Oh, shit. Please, kids. Luminous, that come by chat. Okay. What a devious human. To all of you still left in storage, I will make you a deal. Z, it's Alumini. I will get you out of here. Together we can fight back. Together we can put an end to this madness. Nice. Okay, let's do this. End chapter 1, next human. Oh, nice. Nice, foarte frumos, uite. Foarte frumos, hai să facem și un screenshot. Ce ziceți? Facem un screenshot? Facem așa un print skin. Facem așa. Bă, băieți. Bă, foarte frumos. Acum, presupun că dacă apăsăm next human o să ne dea iar, nu? Hai să vedem. Da, următorul. Că scăpăm și cu ăsta, cred că. Ok. Bă, este interesant. Nu o să începem acum, o să dăm mail-mail. Ca să ascultăm încă o dată muzica de final. Ia. Prea frumoasă muzica asta, de final de... Nu știu cum intri joc, e mult, e bine rău. Da, foarte frumos. Băieți, oricum, ăsta a fost episodul. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem multe like-uri. Și noi vom reveni cu chapter 2 în următorul episod. V-am pupat. Pa, pa!